Salut, prieteni! Sunt Ion Constantinescu și bine ați venit la Up Electricity. În acest videoclip voi discuta despre un tip de alternator auto și voi face o serie de verificări specifice alternatoarelor. O să încep în seria temelor despre alternator cu alternatoare de generații mai veche, pentru a vedea și evoluția acestora în timp. După cum am discutat într-o temă anterioară referitoare la alternator și dinam, alternatorul este un generator care convertește energia mecanică în energie electrică de tip alternativ. Apoi, prin puntea redresoare, transformă tensiunea alternativă și curentul alternativ într-o tensiune continuă și curent continuu, aproximativ continuu, iar prin intermediul releului regulator de tensiune, menține tensiunea continuă în instalația electrică a automobilului între 13,8 și 14,4 V. Am demontat un alternator care face parte dintr-o generație mai veche de alternatoare. Este un alternator marca Acedelco, este fabricat în Franța. El a fost folosit pe automobilele marca Opel, variantele Kadett, Ascona sau Record, între anii 1971-1986. Este un alternator Delco Reni SI, iar SI-ul acesta vine de la faptul că sistem integrat, adică releul regulator de tensiune, este montat în interiorul alternatorului. Pentru că la generația mai veche de alternatoare, releul regulator de tensiune se află montat în exterior. Am ales acest alternator pentru a vedea baza funcționării alternatoarelor, pentru că aici putem vedea fiecare componentă în parte. Și mă refer în special la puntea de diode redresoare, releu regulator de tensiune, diodele trio, care sunt specifice alternatoarele Delcotron, folosite de General Motors pe automobile fabricate până în anul 1986. Este un alternator cu o tensiune nominală de 12 V, are o putere de 540 W și curentul debitat este de 45 A. Dar practic tensiunea la care funcționează alternatorul este o tensiune de, practic el asigură o tensiune de 14 V, tensiune continuă în instalația electrică. Iar 12 V este tensiunea nominală de reper. Aceste alternatoare sunt prevăzute cu o bornă specifică pe carcasa din spate, o bornă notată cu plus D. Prin această bornă se realizează alimentarea înfășurării de excitație a alternatorului. Când vorbesc de înfășurarea de excitație, vorbesc de înfășurarea rotorului. Practic, de la bateria de acumulatoare, eu am aici o baterie de acumulatoare de motocicletă care mă ajută pentru verificări, de la bateria de acumulatoare a automobilului, în momentul în care șoferul a comutat contactul de cheie pe poziția on, deci a dat pe poziția on, curentul pleacă de la bateria de acumulatoare, trece prin lampa de indicare a încărcării bateriei care se află la bordul automobilului, ajunge la borna plus D și se închide la masă. Bun, după aceea intră în funcțiune circuitul specific din releul regulator de tensiune, puntea redresoare, diodele trio și ajunge un curent la perile colectoare.
aceste pericolectoare calcă pe inelele rotorului și alimentează, da, înfășurarea rotorică. Trecând un curent prin înfășurarea rotorică, se creează un câmp magnetic staționar în jurul rotorului, dar în prima etapă este staționar. În momentul în care motorul pornește, acest câmp magnetic care a fost staționar devine un câmp magnetic rotativ, pentru că rotorul este antrenat prin intermediul fuliei de către curea. Da? Motorul acționează cureaua și prin intermediul curelei se acționează și rotorul care se rotește. Odată cu rotirea rotorului, se rotește și câmpul magnetic. Și câmpul magnetic acum devine un câmp magnetic rotativ. Ce se întâmplă mai departe? Câmpul acesta rotativ se rotește în interiorul înfășurării statorului. Rotația unui câmp magnetic în interiorul acestor, în interiorul statorului, da, și acest câmp magnetic înlănțuie înfășurările statorului, aici fiind o înfășurare trifazată, rezultă un sistem de înfășurări trifazate la capetele înfășurării. Trifazate, deci tensiuni alternative. Aceste tensiuni alternative, cele trei, sunt preluate de către puntea redresoare, da? Observăm că cele trei înfășurări se conectează la puntea redresoare prin intermediul acestor papuci, da? Sunt piulițele de legătură. Avem aici interpusă și puntea trio, da? Între înfășurări și puntea redresoare. Această înfășurare trifazată este preluată de către puntea redresoare și această tensiune alternativă trifazată este preluată de către puntea redresoare și transformată într-o tensiune continuă. După aceea intervine releul regulator de tensiune, care are rolul de a menține tensiunea continuă în instalația automobilului între 13,8 și 14,4 volți. Acesta este în mare principiu de funcționare și o să mai insist asupra anumitor aspecte când ajungem la componentele alternatorului. Dar haideți să începem cu prima componentă, statorul, da? Statorul alternatorului, observăm că are o formă circulară, este realizat dintr-un miez magnetic pentru a asigura închiderea liniilor de câmp magnetic, a fluxului magnetic, și acest miez magnetic este realizat din tole de oțel electrotehnic cu grosimea de 1 mm presată. La interior observăm că sunt crestături și ele sunt în număr de 42 de crestături pentru acest tip de stator. Și în interiorul acestor crestături se află înfășurarea trifazată. Înfășurarea trifazată este realizată din spire de cupru cu diametru de 1 mm. Spirele sunt izolate între ele și pentru alternatoare există două tipuri de conexiuni pentru această înfășurare. Conexiunea stea este cazul acestei înfășurări și conexiunea triunghi. La conexiunea stea avem trei capete libere și celelalte trei capete sunt unite între ele. Asta se mai numește centrul stelei, punctul ăsta de conexiune. Cele trei capete libere am văzut că se conectează la puntea redresoare. Avantajul înfășurării stea este că debitează o tensiune mare la turație mică a alternatorului. Bun. Ce trebuie să verificăm la un stator? Ce ne interesează? Păi, în primul rând ne interesează cât este rezistența ohmică pe fază, pentru fiecare fază, și ne interesează să nu avem scurgere de curent de la înfășurarea statorului către miez. Pentru că dacă există o scurgere de curent, deci atingere între înfășurare și miez, da? Miezul este montat în carcasă, carcasa de aluminiu, face contact cu carcasa de aluminiu și carcasa de aluminiu face contact prin șuruburi cu masa automobilului și atunci o să avem o scurgere de curent între plus și minus.
Deci, practic, ce va trebui să facem? Să verificăm cât este rezistența ohmică pe fiecare fază și cu circuitul față de masă. Pentru aceasta, eu o să folosesc un gigaohmmetru, care îmi permite și măsurarea rezistenței ohmice și îmi permite măsurarea rezistenței de izolație. Se poate folosi și un multimetru, da, care prezintă posibilitatea de a măsura rezistența electrică, dar în momentul în care vreau să măsor rezistența ohmică și chiar dacă dai eu un range, îmi asigur range pe mega ohm, o să-mi arate OL. M-ar interesa și cât este această rezistență de izolație. Și atunci am nevoie de un aparat de genul acesta pentru măsurarea rezistenței de izolație. Bun, o să vă mai spun și o variantă ajutătoare. Dacă nu aveți un gigaohmmetru, un aparat pentru măsurarea rezistenței. Bun, să vedem cât este rezistența electrică pe fiecare fază. Înainte de a începe de lucru cu un aparat de genul acesta de la Metrel, trebuie să fac compensarea măsurării astfel încât măsurarea să fie cât mai exactă. Cum se face măsurarea? Se comută selectorul pe rezistență continuă, se scurcircuitează sondele aparatului, da? Ele să fie în conexiune, sper că se vede, se scurcircuitează cele două sonde, da? Și se apasă, se dă startul la aparat și se apasă pe call, până când indicația este 000. Da? Încă o dată. Call. Ok. Bun. Acum pot să încep să fac măsurarea rezistenței ohmice. O să conectez o sondă a unui aparat pe o fază și cealaltă pe cealaltă fază și pe urmă o să fac permutările. Deci, practic, am trei variante de a măsura. Faza A, B, da? Faza A, B, C, o să măsor între faza A și B, faza B și C și faza A și C. Ok, să vedem cât este rezistența ohmică. Trebuie să vă spun că rezistența ohmică pentru înfășurarea statorului pe fiecare fază, în principiu, este cuprins între 0,12 și 0,3 ohm la alternatoare. Ok, hai să vedem între faza A și B cât este rezistența pe fază. Da, acum rămâne decât să apăsăm pe test. 0,2 ohm. Da? Între faza B și faza C. Test. Tot 0,2. Și între faza A și faza C. Test. 0,6 ohm. O rezistență puțin mai mare. Ok, mai verificăm o dată. Posibil conexiunea să nu fie bună. Încă o dată. 0,2. Da, deci contactul nu a fost bun. Trebuie să fim atenți la contactele. De aceea și folosesc crocodilul. Da. Bun, deci rezistența ohmică pe fiecare fază este în parametri, se află în intervalul 0,12 ohm și 0,3 ohm. Acum trebuie să verific rezistența de izolație. Pentru a verifica rezistența de izolație, am nevoie de o tensiune mai mare față de tensiunea de funcționare a înfășurării alternatorului. Înainte de a începe, fac compensarea aparatului, da, call,
Da? Am adus aparatul la 0. Selectez pentru izolație 250 de volți. E o tensiune mult mai mare față de tensiunea de funcționare a înfășurării. Selectez 250 de volți și voi conecta o sondă a aparatului pe una din înfășurări și cealaltă sondă pe carcasă, pe masă. Da? Atenție să am un contact bun aici. Da? Al crocodilului față de... Da. Trebuie să am prins. Ok. Atenție mare, nu trebuie să ating aceste sonde, pentru că în momentul în care am apăsat test, aduc o tensiune de 250 de volți. Este o tensiune periculoasă pentru om și poate să fie un șoc. Deci nu trebuie să atingem aceste sonde. Am făcut compensarea, da? Și acum aplicăm să vedem cât este tensiunea. Tensiunea este de 294 de megaohmi. Un megaohm are 1.000.000 de ohmi. În principiu, la motoarele electrice, un motor electric care funcționează la o tensiune nominală de 250 de volți, se aplică o tensiune pentru verificarea rezistenței de izolație de minim 500 de volți, iar rezistența de izolație trebuie să fie minimum 25 de megaohmi. În cazul nostru am aplicat o tensiune de 250 de volți mult mai mare față de tensiunea de funcționare pentru stator și am obținut 294 de megaohmi, deci practic de 10 ori mai mult față de cerința minimă. Este ok pentru această înfășurare. O să mut și la înfășurarea a doua. Să vedem cât este. 299 de megaohmi. Mutăm și la înfășurarea a treia. 308 megaohmi. Rezistența de izolație este bună. Deci, practic, ce pot să spun despre acest stator? Că îndeplinește condițiile de funcționare. Am o rezistență ohmică pe fază bună, am o rezistență de izolație bună. Ok, trecem mai departe și verificăm următorul element important al alternatorului, rotorul. După cum am menționat, rotorul are rolul de a crea acest câmp magnetic învârtitor în interiorul statorului. El se mai numește și inductor, pentru că el rotește câmpul magnetic în jurul spirelor statorului. Este format dintr-un ax de oțel. Pe axul de oțel se află un set de poli magnetici presați prin două bucși metalice. Deci polii magnetici fac legătura cu axul, da, prin aceste bucși. Iar în interiorul polilor magnetici se află înfășurarea rotorului, dar este dispusă pe un material izolator, pe o bucșă din material izolator. Iar capetele înfășurării rotorului ajung la cele două inele colectoare. Cele două inele colectoare sunt izolate față de ax, da, printr-o bucșă izolatoare. Acest rotor are un număr de 14 poli, iar diametrul înfășurării rotorului este în principiu la rotoare între 0,6 și 0,7 mm. La fel ca și la stator, ce trebuie să fac? Ce verificări? Păi nu rămâne decât să verific rezistența de izolație, să verific rezistența de izolație, dacă nu cumva am scurgeri de curent de la înfășurare către masă, către ax, pentru că axul face legătură prin rulmenți cu carcasa și cu masa automobilului, și mai mă interesează cât este rezistența ohmică, rezistența electrică a înfășurării. Deci am de făcut două măsurări. La fel, voi folosi aparatul de măsură, da?
pentru a măsura rezistența ohmică și pentru izolație. La fel, în prima etapă, pentru orice măsurare nouă, fac compensarea, da? Call. Am adus aparatul la 0 și acum să verificăm cât este rezistența ohmică. Da? O să fixez cele două sonde pe cele două inele colectoare. Da? Fixez pe R continuitate și testul 2,8 ohm. O rezistență bună, pentru că, în principiu, rezistența electrică pentru înfășurarea rotorului este cuprinsă între 2,4 și 4,5 ohm la o temperatură de 20 de grade Celsius la o măsurare pe bancul de lucru. Condițiile sunt îndeplinite, deci valoarea este corectă. Acum mă interesează rezistența de izolație, dacă am scurgeri de curent de la înfășurare către masă, către ax. Pentru acest lucru o să introduc un crocodil aici pe sonda de minus, da? Și o să fixez aici crocodilul pe ax. Mi-aleg o tensiune de 250 de volți, da? Și o să aplicăm testul. Da? 868 de megaohm pentru primul inel, iar pentru cel de-al doilea 872. Da? Valori mult mai mari față de valoarea cerută de 25 de megaohm. Bun. Și în acest caz, rotorul este în parametri. Am o rezistență de izolație bună, am rezistența electrică a înfășurării bună. Ok. Bun. Următoarea componentă este puntea redresoare, un element foarte important. Spuneam că puntea redresoare transformă tensiunea alternativă sinusoidală trifazată din înfășurarea statorică într-o tensiune continuă și curent aproximativ continuu. Dar cum funcționează practic? Mă interesează cum funcționează o diodă. Dioda semiconductoare sau dioda redresoare este caracterizată prin faptul că asigură conducția curentului electric numai într-un singur sens. Ea are două terminale, anod și catod, și în momentul în care este conectată în polaritate directă, adică plusul de la tensiune sau de la sursă, deci plusul sursei de alimentare este pe anod și minusul sursei pe catod, dioda este în conducție directă și curentul circulă de la anod către catod. Dacă fac un circuit simplu cu o baterie de acumulatoare, o diodă redresoare și un bec, în acest caz, da, când plusul este pe anod și minusul este pe catod, becul se aprinde. Dacă inversez polaritățile diodei și aduc anodul la minus și catodul la plus, dioda nu conduce, îi spunem că este blocată și becul nu se aprinde. Hai să vedem în cazul unei diode. Am o diodă semiconductoare, este o diodă de putere mai mare, peste 50 de amperi și o tensiune peste 400 de volți. Nu mai știu parametri pentru că nici datele pe diodă nu mai sunt, da? S-au șters, dar o să verific să vedem dacă dioda este ok, funcționează și cu această ocazie o să identific care este anodul și care este catodul. Bun. Păi, am această baterie de acumulatoare și mai am această lampă de control.
o lampă de control, un bec de 12 volți, la capete am doi crocodili, da? Și am secționat un conductor astfel încât prin atingerea celor două să închid circuitul și lampa să se aprindă. O secundă, să le aduc eu puțin aici în față. Deci am crocodilul de plus, da? La plus bateria de acumulatoare, da? Și cel de minus aici. Dacă ating capetele, practic eu am închis circuitul, da? Și becul meu se aprinde. Bun, ce voi face? Voi încerca să verific această diodă. Aici am plus, iar asta este sonda de minus. Hai să vedem dacă atingem aici cu plus și la terminalul acesta cu minus. Observăm că becul se aprinde, dioda funcționează într-un sens. Mă interesează când schimb polaritățile, sondele, da, polaritățile diodei, dioda cum funcționează? Dioda este blocată. Deci se aprinde la plus pe baterie, plus de la baterie pe acest terminal, da? Și se stinge la conexiune inversă. Deci pot să spun că acest terminal este anodul, iar aici este catodul. Da? Pentru că funcționează într-un sens, iar la inversarea polarității se stinge. Becul. Ok. Bun. Dar ce se întâmplă în momentul în care dioda redresoare se află într-un circuit unde la intrare se aplică o tensiune alternativă? Păi înseamnă că dioda mea va funcționa numai pe semiperioada pozitivă a tensiunii alternative. Aici am plus, aici am minus. Plus, minus și tot așa alternează. De aici până aici am o perioadă, iar în cazul tensiunii noastre casnice, practic există 50 de asemenea perioade într-o secundă și discutăm de frecvența de 50 de Hz. Deci în cazul meu, pe semiperioada pozitivă dioda va conduce, da? După aceea va fi blocată, va conduce blocată și așa mai departe. Acum, tensiunea medie a tensiunii, valoarea medie a tensiunii redresate, sau se mai numește componenta continuă, da? Este această linie neagră, îngroșată, și are valoarea de 0,318 din tensiunea maximă aplicată la intrare. Cazul în care am o singură diodă cu tensiune alternativă aplicată la intrare. Se numește redresare monoalternanță. În situația în care mai montez o diodă și am un transformator cu priză mediană și în secundar obțin două tensiuni prin această priză, două tensiuni în antifază, înseamnă că tensiunea 1, dioda 1 va funcționa pe semiperioada pozitivă, iar dioda 2 funcționează pe semiperioada negativă. Și atunci pot să fac o redresare bialternanță și pe plus și pe minus, iar forma sau pot să zic că valoarea tensiunii continue sau valoarea medie redresată este dublă față de redresarea monoalternanță la valoarea de 0,636 din U maxim aplicat la intrare. Da? Bun. Practic aici la alternator am o punte redresoare. Da? Sunt 6 diode și pentru fiecare semiperioadă am o diodă. Pentru semiperioada am trei semiperioade pozitive, voi avea 3 diode care funcționează pe semiperioadele pozitive. Am 3 semiperioade negative, funcționează pe semiperioadele negative. Și după aceea ele se completează. În acest caz discut de o înfășurare trifazată și pe fiecare fază voi avea în funcțiune două diode.
O diodă funcționează pe semiperioada pozitivă, cealaltă pe semiperioada negativă pentru prima fază. Al doilea set de diode. Prima funcționează pe semiperioada pozitivă, a doua diodă care este negativă funcționează pe semiperioada negativă. La fel pentru faza a treia. Am o diodă pentru semiperioada pozitivă și una pentru semiperioada negativă. Și de aceea sunt 6 diode. În cazul nostru, observăm că avem 3 șuruburi. Aceste 3 șuruburi sunt în legătură cu fiecare cu 2 lamele. Lamelele acestea sunt legate cu anozii și catozii diodelor. Spre exemplu, șurubul acesta este legat cu anodul de la această diodă și cu catodul de la dioda de sus. Șurubul al doilea cu anodul de la dioda de jos și catodul dioda de sus. Șurubul al treilea, anod dioda de jos și catod dioda de sus. Semiradiatorul acesta de jos este pentru plus și face legătura cu șurubul de 6 mm întotdeauna care iese spate la carcasa alternatorului. Aici se conectează șurub de 6 mm. Bineînțeles că aici o să vedeți că se conectează și un terminal de la releul regulator de tensiune. Și șurubul acesta de 6 mm este izolat de carcasă, de această carcasă, în interior, da? Prin această șaibă izolatoare, iar aici, da? Am șurubul de 6 mm, șurubul de plus, mai am încă o șaibă izolatoare, după aceea am o șaibă de, da? O șaibă de contact, am piuliță și am făcut conexiunea în exterior. Deci la această punte redresoare, partea de jos este partea de plus. Și este izolată față de partea de sus care este de minus. Se vede prin acest material izolator. Înseamnă că diodele de jos sunt diode care funcționează pe semiperioadele pozitive ale celor trei tensiuni alternative, tensiunea trifazată. Iar diodele de sus funcționează pe semiperioadele negative și ele fac legătura cu șurubul de 5 mm care ajunge în spate, șurub de minus. Deci în spate am două șuruburi, cel cu diametru de 6 de plus și cel cu diametru de 5 de minus. Bun, cum fac verificarea pentru această punte de diode? Păi, exact cum am discutat anterior, am nevoie de o sursă de tensiune, este cea mai simplă verificare, dar pot să fac și cu ohmmetru, pentru că atunci pot să verific și rezistența internă a diodei. Și aceste diode sunt diode cu siliciu. Bun, o să conectez la fel lampa de control, da? Plus aici la baterie, conductorul negru la minus și spuneam că dacă aceste diodele de jos sunt diode pozitive, înseamnă că tot ce este pozitiv și intră la șuruburi, tensiunea pozitivă, în conducție directă, da, va lăsa să treacă curentul, pentru că eu aplic acum plus de la baterie pe anod și minus de la baterie pe catod. Înseamnă că diodele de jos ar trebui să lase să treacă curentul și becul meu să se aprindă. Hai să vedem. Pentru prima diodă. Ce se întâmplă? Ok, o secundă. Na. Aveam sonda de la aparat. Da, scuze. Bun, am verificat lampa, funcționează. Bun, spuneam că aplicăm plusul de la baterie pe anod și minus pe catod.
da? Pentru prima diodă. Funcționează, a doua funcționează, da? A treia, la treia diodă, becul nu se aprinde. Bun, ce trebuie să se întâmple? În momentul în care inversez polaritățile, becul meu trebuie să fie stins. Hai să inversăm. Punem plus pe radiator și minus pe anod, da? Becul nu se aprinde, la a doua nu se aprinde, la a treia nu se aprinde. Dar am văzut că la a treia nu s-a aprins în conducție directă. Deci așa ar fi trebuit, da? Becul să se aprindă. Înseamnă că dioda pe faza a treia, dioda de plus, este blocată. Bun. Ce vom face? Verificăm acum diodele care funcționează pe semi-perioadele negative. În acest caz, ar trebui, în momentul în care pun minus aici pe catod și plus pe anod, să se aprindă, pentru că aici am catodul. Este inversat față de o diodă pozitivă. Deci am pus, pun minus aici pe, haideți ca să se vadă mai bine, minus pe catod se aprinde, la a doua se aprinde, la a treia nu se aprinde. Când inversez și pun plusul pe catod, diodele negative trebuie să fie stinse. Stinsă, este stinsă, da? Becul este stins, iar aici becul nu funcționează. Deci înseamnă că cele două conduc, sunt ok, dar a treia diodă negativă este blocată. Deci înseamnă că pe faza a treia, cele două diode sunt blocate. Atenție că în momentul în care pentru un alternator o diodă nu funcționează, curentul este diminuat cu 33% față de valoarea nominală. În cazul meu, două diode nu funcționează și am spus că curentul generat de către alternator este 45 de amperi, deci pierd mai mult de jumătate din curentul generat, pentru că cele două diode sunt blocate. Deci, practic, această punte redresoare trebuie înlocuită. V-am mai spus că perile colectoare, da, aici lipsesc arcurile din interior, plus că au și o uzură semnificativă, se înlocuiesc. Da? Și ce am mai găsit eu la acest alternator? În momentul în care l-am demontat, avea numai două șuruburi de prindere pentru carcasă. Bun. Deci am văzut ce se întâmplă și cu puntea redresoare. Bun. Care este problema cu releul regulator de tensiune? Dar înainte de releul regulator de tensiune, să stabilim o problemă importantă. Aceste tipuri de alternatoare sunt însoțite de un set de 3 diode. Se mai numesc diodele trio. Aceste diode sunt importante în sensul că în momentul în care alternatorul meu începe să funcționeze, nu mai am nevoie de curent de la baterie pentru a asigura excitația rotorului. Diodele acestea trio se montează aici pe puntea redresoare. Bineînțeles că sunt în conexiune cu înfășurarea trifazată, da, ok, și atunci aceste diode trio preiau o parte din tensiune alternativă de la înfășurarea trifazată, o redresează și îmi asigură curent în circuitul de excitație la perile colectoare. Bineînțeles, prin intermediul releului regulator de tensiune. Și o să vedem cum se montează acesta. Deci, practic, aceste diode trio folosite la seria de alternatoare Delcotron trebuie să-mi asigure conducția curentului într-un singur sens, de la puntea redresoare către această ieșire, pentru că preia tensiunea alternativă, o redresează și o duce către
prin releul regulator de tensiune către face, se leagă aici la releul regulator de tensiune, dar le duce, duce tensiunea către perile colectoare. Înseamnă că și aceste diode trebuie să fie verificate. Ele trebuie să asigure conducția într-un singur sens, da? De la anod către catod, pentru că aici este înfășurarea trifazată. Hai să vedem. O să folosesc, da? Lampa de control. Deci, practic, anod și ieșire. Da? Prima diodă funcționează, a doua funcționează, a treia funcționează. Bun, dacă inversez, trebuie să am un blocaj. Curentul nu trece și lampa nu se aprinde. Nu se aprinde nici aici, nici aici. Este ok. Cum aș putea să mai fac verificare? Vă spuneam că pot să mai fac verificare cu un multimetru pentru puntea semiconductoare. Folosesc un multimetru care are posibilitatea de măsurare pentru rezistența ohmică, da? Fac selecția range pe ohm, da? Și aici am pentru Fluke 175, pot să măsor până la 600 de ohm. Bun, ok, ia să vedem. Hai să îi fixăm și suportul, da? La această punte redresoare, la fel facem verificarea. Deci am plusul de la aparat, sonda de plus, sonda de minus, da? Și comut pe fiecare diodă, dioda, și vorbesc de diodele pozitive. Îmi arată rezistența internă de 500 de ohm, la prima. La a doua, rezistența internă este de, hai să se vadă mai bine, la a doua rezistența internă este de 482 de ohm, la a treia, blocată, o rezistență foarte mare, exact ce discutăm. Când fac inversarea cu ohmmetru, trebuie să am o rezistență foarte mare, deci practic OL, în afara domeniului, OL. Da? Deci pot să fac măsurarea. Pentru diodele cu siliciu, rezistența internă este între 400 și 550 de ohm. Da? Aș putea să verific și pentru dioda de putere și în acest caz, de curiozitate să vedem cât este rezistența internă, da? 426 426 de ohm. Da? Iar în sens invers, bineînțeles, ea este blocată pentru că am văzut că dioda este bună. Bun. Vă spuneam de acest set de diode trio. Da? Ele se montează aici, da? Și mi-asigură curentul de excitație în momentul în care alternatorul funcționează. Practic, în interior, da, acesta este releul regulator de tensiune și această bornă coincide cu borna de plus aici pe carcasă. Deci în momentul în care el se montează în interior, borna aceasta coincide cu borna de plus și în prima etapă, când am spus, punem contactul cu cheie pe on, îmi asigură curentul de excitație. După ce a pornit motorul, curentul de excitație pentru rotor este asigurat de la puntea redresoare prin sistemul de diode trio. Deci, practic, dacă vrem să facem montajul exact cum se află în interior, prima dată ar trebui să fixez aici înfășurarea, da? Pe cele trei diode. O să încerc să fac o prindere.
o să prind decât două piulițe. Da. După aceea, această ieșire, da, se află aici, montată printr-un șurub izolator. Da. Sunt două șuruburi izolatoare care asigură conexiunea, deci unul asigură conexiunea între sistemul de diode trio și o perie colectoare. Vedeți că este izolator și se înșurupează aici în carcasă. Nu face conexiune cu minus. O secundă. Da, o să le conectez aici în exterior, că este mai simplu și este mai ușor de observat. Deci acest șurub se conectează cu puntea trio. După aceea, la fel, mai este aici un alt șurub care este izolat, da, și se conectează la fel în carcasă. Ăsta este sistemul. Acest papuc se leagă la șurubul de plus și pe ăsta o să îl leg. Da? Și se prinde, bineînțeles, în spate, prin... Dar nu o să le introduc în carcasă, pentru că, practic, dacă le introduc acolo în carcasă, nu se mai vede. Da, așa sunt montate în interior. Asta este poziția lor. Da? Și practic aici mi-a rămas și papucul acesta. V-am spus eu că am atat decât în două piulițe. Ok, practic vedem cum ieșirea trifazată montată la face conexiune cu puntea redresoare. Avem și diodele trio, ieșirea din diode trio în conexiune cu o perie. Aici este borna DF a RR-ului regulator de tensiune, iar aceasta este borna plus D, care ajunge în spate și discutam de ea. Și mai avem aici borna S, figurată în schema electrică a RR-ului regulator de tensiune. Borna aceasta S este borna de semnal. Este foarte importantă pentru că releul regulator de tensiune are două intrări, borna plus D și borna S, borna semnal de tensiune, de la puntea redresoare, ieșirea de plus, tensiunea continuă, și avem o ieșire aici pentru controlul curentului de excitație. Deci, practic, două intrări și o ieșire. Bineînțeles că releul regulator de tensiune are și conexiunea la masă prin acest șurub care ajunge în carcasă. Foarte importantă această bornă S, bornă de semnal pentru releul regulator de tensiune. Ce face? Releul regulator de tensiune culege prin această bornă tensiunea
redresată și o compară cu o valoare setată în interior, în circuitul electronic. Dacă tensiunea citită este mare, el va comanda un curent de excitație mic în circuitul rotoric, în acest circuit. Având un curent de excitație mic, înseamnă că o să avem un câmp magnetic de intensitate mică și o tensiune generată în exterior mai mică. În momentul în care releul regulator de tensiune citește o valoare mică a tensiunii, comandă un curent mare, rezultă un câmp magnetic de intensitate mare și o să avem o tensiune generată mare. Deci, practic, în momentul în care șoferul comută pe on, motorul nu este pornit, circuitul de excitație se închide prin plus D, această bornă și masă, și o să avem o alimentare a circuitului de excitație prin plus D, borna S, șurubul acesta, puntea redresoare, ieșire prin diodele trio și ajunge la peria a doua și atunci circuitul este excitat. Când funcționează alternatorul, apare curent de la puntea trio prin puntea semiconductoare, această punte trio, și se asigură curentul pentru curentul de pentru excitație, pentru înfășurarea de excitație a rotorului. Bun, ce mai este de spus? Că în momentul în care funcționează această punte trio, ea generează o tensiune opusă cu tensiunea care a fost aplicată pe lampa de indicare de la bord, de la bateria de acumulatoare. Și o să avem două tensiuni opuse, da, de aceeași valoare, și atunci lampa se stinge. De aceea lampa din bord se stinge în momentul în care funcționează alternatorul și funcționează în parametrii, pentru că aici se generează o tensiune opusă față de tensiunea de alimentare inițială prin bateria de acumulatoare. Ce mai avem? Mai avem un condensator, da, care se montează în spate, aici, pe carcasă. Da? Partea aceasta se montează pe carcasă pe minus, iar papucul se montează pe plus. Rolul condensatorului este de a netezi tensiunea redresată și eliminarea interferențelor generate de către alternator, astfel încât să avem un semnal bun la radio. Referitor la RR-ul regulator de tensiune, schemă electrică, verificare, funcționare, o să fac una sau două teme dedicate, două videoclipuri, pentru că releul regulator de tensiune totuși necesită o atenție deosebită. Prieteni, dacă v-a plăcut videoclipul, vă rog like, share sau subscribe. Vă mulțumesc pentru vizionare și să ne vedem cu bine la următoarea întâlnire la Up Electricity.